Hei, salutare, oameni buni, ce faceți voi, cum sunteți? Bine ați venit din nou la canal și de data asta vreau să vă simțiți bine pe acest canal. Azi să te simți bine. Și vreau să mergem mai departe cu ceva foarte, foarte, foarte tare. Hai să vedem pe acest domnuleț care, după cum vedeți și voi, face baie. Ca să știți și voi pentru ce este acest desinfectant. Este nu pentru mâini, ci pentru tot corpul, după cum acest domn face acest lucru. Dacă cineva te numește măgar, să știi că pe bună dreptate poți să fii măgar. Nu-i nimic greșit. Pe bună dreptate te poți numi măgar. Uite, măgar, ești ceea ce fac, după cum voi îi vedeți, că ești foarte deștept. A? Așa că dacă cineva te numește măgar, ești deștept, nu ești prost. Da? Cine a zis că porumbei nu sunt păsări puternice? Nu, uitați aici ce bagă la cucoșul ăsta, îi bagă câte o stângă, câte o stângă, numai cu stângă îi dă. Și dă cu stângă de zăpăcioaște, fiți atenți, lăsați să pe jos. No, aici e foarte tare, aveți grijă, nu plecați din fața, uite. No, ziceți voi, cine a pus să lege containerul ăla de bancă sau banca de container să nu-l fure și săraca femeie încearcă să se ridice. Aici avem o solistă mai bună decât vulpița, sigur, cine vrea să o găsească, să o ia pentru a face o melodie, sigur, va rupe acces direct țara în două, cum a rupt-o cu vulpița și vulpoiul. Acces direct, cred că ar fi cel mai bine să o ia și să facă treabă bună cu ea, pentru că fata încearcă să cânte o melodie faină de treabă, o melodie, mă, ascultați. Și în sfârșit am ajuns la acest video frumos în care puteți vedea că animalele pot trăi împreună fără să aibă vreo problemă, fără să le fie frică una de cealaltă. Acest peisaj frumos, aceste animale, acest cerb cu așa coarne frumoase trăiește în armonie cu acest animal din partea lui stângă, în care el la fel vrea să mânce un pește bun prins. No, uitați-vă, oameni buni, aici nu râd și nu râdeți, pentru că dacă te-ai întâlnit cu ursul ăsta la picioare, stând la piscină, ce-ai face? No, uitați-vă aici, vine ursul, a fost foarte cald, a mers, a băut apă și acum vrea să vadă cum îi miroase picioarele la domnul respectiv. Miroase picioarele așa de urât, miroase că încearcă să și zice puturoasele, no, l-ați văzut? Uitați, ce părere aveți să vă întâlniți cu un asemenea urs? Urs, ați văzut? Și asta nu-i tot, oameni buni, asta nu-i tot. Vă nu știu dacă ați văzut știrea, dar eu pot să vă zic că o am chiar aici în față, știrea în care zice, băi, oameni buni, deci nu vine să cred, credeți-mă, o tânără a bătut 4 polițiști, măi, oameni buni, 4 polițiști, plus 3 bodyguards. Și acum săraca a ajuns în stare de arest preventiv. Pe cum s-a întâmplat? Tânăra zice că a fost arestată pentru 30 de zile în vârstă de 22 de ani după ce a bătut 3 polițiști locali, unul național, 3 agenți de pază și alte 2 persoane, potrivit surselor polițiște din anchetă. Hai să vedem ce vrea să mai zică. Când s-a întâmplat în jurul alei 21:20, în urmă cu 3-4 zile s-a întâmplat acest lucru și îi spune că i-a bătut, le-a dat la tăți, la familie, la bărbați, i-o zăpăcit acolo, i-o dat de, i-o stricat, i-o, ai, doamne, ce le-o dat de bine. No. Și pe urmă mai zice că între pun picioare, zgârieturi, femeia i-a făcut praf. Știți de ce e praf? Deci imaginați-vă voi ce-a făcut femeia asta. Deci dacă i-a făcut praf, să vă imaginați ce înseamnă a fi praf. Deci praf. Deci așa că
aveți grijă cu femeile tinere, că nu știți, în ziua de azi învață taekwondo, învață tot felul de bătăi, tot felul de lucruri și când vă prinde, când vă arde câte una peste ureche, vă pișați pe voi, vă duceți la carul mare. No, și așa s-a întâmplat. S-a întâmplat acum, vedeți? Vă dați seama, oameni buni, oameni buni și oameni buni. Aveți grijă, mare grijă, să nu cumva, să te prindă vreo femeie de genul ăsta că te-o spart. Oameni buni, până pe data viitoare, nu uitați să vă abonați, să distribuiți. Dacă v-a plăcut, distribuie mai departe, dacă nu, la fel. Și să ne auzim doar cu bine, fără bătăi și fără probleme.